În a doua zi de Paști, la Victoria, va avea loc un eveniment pentru copii și anume vânătoarea de ouă. De aceea, reprezentanții primăriei Victoria au decis să închidă strada pentru amenajarea traseelor de vânătoare, iar la final va avea loc un concurs de pictat ouă. Luni 25 aprilie la ora 12 ne întâlnim cu toții în centru. Vom închide strada Mihai Eminescu aici urmând să amenajăm traseele de vânătoare. Vom împărți copiii în două grupe de vârstă până la 7 ani și 7-12 ani, iar fiecare grupă va avea un traseu diferit. Copiii trebuie să aibă la ei câte un coșuleț în care să adune ouăle. Vor fi premiați copiii care adună cele mai multe dulciuri. Și asta nu e tot. Vom avea și un concurs de ouă pictate. Copiii care aduc ouă pictate de ei acasă vor intra în competiție. Vor fi desemnate cele mai frumoase trei ouă pictate iar autorii acestora vor fi și ei premiați. Mulțumesc mult firmelor care sponsorizează acest eveniment cu toate dulciurile și premiile pentru copii. Mă bucur că împreună putem oferi copiilor astfel de mici bucurii și sper că acest eveniment va deveni o tradiție a orașului nostru. A transmis Camelia Bertia, primarul orașului Victoria. Manifestarea pentru copii cu ocazia sărbătorilor pascale este o premieră pentru locuitorii din orașul Victoria.